Dacă pentru bunicii noștri postul Paștelui reprezenta o adevărată provocare, astăzi cei care vor să renunțe la carne, ouă și lapte au de unde alege. Piețele și supermarketurile sunt pline de legume, cereale și semințe aduse de peste mări, din care se pot prepara tot felul de salate și mâncăruri. Cartofii, fasolea și orezul au fost înlocuiți cu quinoa, hrișcă sau năut, din care gospodinele au învățat să pregătească rețete pe cât de simple, pe atât de gustoase și hrănitoare. Lactatele sunt și ele înlocuite cu lapte vegetal și brânză din soia. Cereale care se umflă, ca să spun așa, în apă și pot fi adăugate la fel în salate sau pot fi făcute mâncărici. Din hrișcă, deci hrișca este o leguminoasă foarte bună, care conține multe minerale. Poate fi folosită la micul dejun, spre exemplu, înmuiată de seara cu puțină apă caldă sau chiar cu un lapte vegetal. Avem și lapte vegetal de migdale, așa, sau mai avem lapte praf din cocos, acesta, sau din ovăz. Deci se poate înmuia, se pot adăuga semințe de susan, de floarea soarelui, de chia, pentru un plus de vitamine și energie pentru întreaga zi. Sunt suficiente 2-3 linguri de hrișcă și avem deja un mic dejun copios. Și quinoa? Quinoa la fel. Aceasta se poate înmuia, se poate adăuga în salate. În principal, aceasta se consumă ca și aliment de bază. Năutul, lintea verde, lintea roșie, care la fel le putem folosi cu succes în perioadele de post. Din năut putem să facem inclusiv humusul, putem să facem un pateu vegetal, la fel ca și boabele de soia. Momentan nu le mai am, dar o să le primim și din acelea putem face pateu vegetal și e la îndemâna oricui, nu e greu deloc. Principalul este să înmuiem boabele dinainte, măcar 8-12 ore, după care se opărește, se fierbe 3-4 ore ca să iasă foarte bine fiert, se pasează, adăugăm o ceapă, măsline, ciuperci și iese un pateu vegetal extraordinar. Eu fac tahini, fasole, eu fac chifteluțe din soia, m-au învățat fetele, trebuie să spun, și sunt foarte gustoase, îmi iau preparatele, produsele de aici, mă refer la soia, drojdia pe care o folosesc în loc de ou, lintea o prepar cel mai des, dar o prepar cam în același fel. O fac scăzută. Chiar mi-am propus, cel puțin în perioada asta, să uit de carne. Chiar dacă suntem crescători și de porci și de păsări și de toate cele, e binevenită o perioadă în care să se regenereze și ficatul, să se odihnească și stomacul și toate cele. Pentru cei mai mulți însă, fasolea și cartofii rămân alimentele de bază în postul Paștelui. Baza rețetelor de post o reprezintă legumele și verdețurile. Cum iarna aceasta a fost una blândă, tarabele sunt pline de tot felul de leguminoase, dar și de ceapă și salată verde, ridic, spanac și urzici, care au un conținut nutritiv ridicat. Deci se face și cartofiuri prăjiți și ciorbică și tocăniță, faci de toate, pus la cuptor, e mai pe mine. Toate. Cine e un bucătar adevărat, face totul ce este bine pentru post, mâncarea de post. Avem țelină, morcovi, pastârnac, o ciorbică să face, o urzică, e cea mai bună cu vitamine. În general, ștevie, spanac, urzici, zacuscă. Și ghivești din toate legumele. Da, cam atât așa de... Și țineți postul? Numai miercurea și vinerea, așa, în general. Nu, spun... Încă n-am ajuns la vârsta aceea ca să-l țin în totalitate. Producătorii se plâng de vânzările scăzute, deși spun ei, prețurile au rămas la fel ca anul trecut. Prețurile sunt ca anul trecut, dar nu e mai sus, poate mai jos, poate ca să poți să vinzi. Tot la fel eu le-am, ca acum un an. Nu le-am mărit, nici nu le-am lăsat mai jos, tot ca acum un an. Începând și cartoful și ceapa și totul, avem, da. Cea mai scumpă este fasolea, care se vinde cu 10 lei kilogramul. Ceapa verde costă 1 leu legătura, iar salata verde și spanacul se vând cu 2,50 lei.